Iată că în această perioadă, Muzeul Bistrița, în colaborare cu Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelski, cu Muzeul Național Bruckenthal și prin generozitatea avocatului George Șerban, reușesc și în acest an să deschidă o importantă expoziție la Bistrița, intitulată 100 de artiști în 100 de ani de artă românească, 1900-2000. O expoziție care poate să fie considerată o expoziție muzeu, pentru că prin varietatea lucrărilor, prin multitudinea artiștilor, prin multitudinea de lucrări existente în această expoziție, această expoziție poate fi organizată și poate să se transforme ușor dintr-o expoziție temporară într-o expoziție permanentă în orice spațiu din această țară, pentru că, iată, aduce în focus 100 de artiști și 100 de ani de artă românească. Este un eveniment care cu siguranță va fi evenimentul prin excelență al toamnei, nu doar la Bistrița, cât și în Transilvania și în România. Așadar, este un eveniment care poate constitui o expoziție permanentă și un adevărat muzeu al artei românești dedicat celor 100 de ani. Colecția avocatului George Șerban este mult mai numeroasă și acoperă mai multe secole ale artei românești, însă de această dată ne-am oprit la perioada 1900-2000, perioadă pe care am împărțit-o în trei categorii: 1900-1950, Școala Cazar State și 1950-2000. Inedit în cadrul acestei expoziții este modul în care aceasta, cât și catalogul, nuancează Școala Cazar State. Este un fapt minunat că, iată acum, după expoziția de la Oradea, aici la Bistrița, Școala Artistică Cazar State să fie bine articulată și consacrată în arta românească. Așadar, expoziția de față oferă șansa privitorului de a descoperi un altfel de secol 20 românesc, narat cu ajutorul penelului și măestriei artistice. Într-o manieră extrem de rară în România zilor noastre, expoziția 100 de artiști în 100 de ani de artă românească combină diverse curente artistice specifice secolului extremelor. Un adevărat eveniment artistic național, iar acest eveniment este dublat de importanță și de o anumită specificitate datorită provenienței lucrărilor, și anume o colecție privată, generoasă, pusă la dispoziția muzeelor și a vizitatorilor în mod gratuit. În integralitatea sa, expoziția se constituie ca un eveniment de restituire a artiștilor consacrați, dar și de promovare al artiștilor mai tineri, în special cei de după 1990 până în anul 2000. Iar cu această ocazie, iată că această expoziție, care marchează 100 de ani de artă românească, intră în sfera evenimentelor dedicate celor 70 de ani pe care Muzeul din Bistrița îi împlinește în acest an. Așadar, iată un dublu eveniment sărbătorit într-o manieră artistică la Bistrița.